Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit la un nou episod de Roblox! Ia uitați ce se cheamă Roblox înainte de tezi. Iar ce, unde e capul tău? Ăsta e capul meu, deci Inic este efectiv aici băgat în gât, dacă-l vedeți. Că și n-a vrut să vin și eu, unde știu. Felix, unde ești? Dar nu știu dacă te mai recunosc. Uite aici, hai după mine, vin după mine. Bă, cineva mi-a dat una și am explodat. Trebuia să mergi. Stai puțin, deci se pare că este foarte drăguț. Vino în spatele tău, hai vino încoace. Uite ce cap are ăsta mare, i s-a urcat la cap. Asta e profesor. I s-a urcat la cap. Dar ce trebuie să faci ca să crească? Ia-ți cartea în mână și citește. Pe bune? Și îți dau click? Cu cât ai click, cu atâta ți se schimbă paginile. Trebuie să am prins 7 IQ. Îmi crește IQ-ul. Ești la level 2? Și eu. De unde? Cocolișilor, citiți ca să... Ești la level 1, acum ești la level 2. Yes. Cum ies? Stai puțin. M-am pus într-un brain battle. Ce ies? Fă acolo cărțile să crească IQ-ul. De click. Stai, dar nu IQ. Hai că ești la nivelul 2. Cristina, tu ești la nivelul 1. Acum ești la nivelul 2. Bun, și noi unde ne teleportăm Am văzut ca să te baste să apeși pe 2, ca să dai, ai o armă de creier. Înțeleg. Dar de ce aș vrea să mă bat eu cu lumea? Eu vreau să fac pace. Pentru că dacă îi bat, îți dai Q. Dai Q. Ha, ha, v-am bătut! Bă, fraților, vă bat pe acum. Pregătiți-vă, tu ăla cu cartea mână. Pentru că dai damage puțin, trebuie IQ mai mare. IQ sau high IQ? Eu sunt la nivelul 4. 5. Aoleu, felicitări. Dai click în continuu. Uite, Felix, 2 IQ, 6 IQ. Felix este maestru la IQ. Da. Bă, de fapt Felix este maestru la dat click-uri. Mi-a mai crescut capul. Eu am să încerc Cristina, să mă feresc. Uite capul la mine, trebuie să vii să-l vezi. Unde ești, Felix? Uite pe ecranul meu puțin. Eu sunt aici lângă clădirea asta. Ia, uite căpșorul meu, era aici. Era un căpșor da, știu. Mic. Uitați, uite cap, mic. Stai să mai citesc. Care este ultima carte pe care ați citit-o, cuculișilor? Scrieți în comentarii, dacă tot veni vorba de cărți. Ia uite și tu, am dat și eu level up aici. E la nivelul 6. Imediat ajung și eu. Ia uitați ce cap mic am. Abia mi se vede pălăria. Da, pălăriuca. Ia uite cum dau fiecare pagină, pe fiecare secundă care crește. Eu citesc, ia uite ce carte groasă am eu aici. Vedeți ce carte groasă am aici? Stai puțin, tu-i bați? Eu mă plimb pe aici, că-ți văd ce mai găsesc. Aha. Mă plimb pe aici, plimbă-te prin oraș. Are capul mai mare, nu-i bate, că nu poți să-i bați acum, plimbă-te prin oraș. Înțeleg. Mama, am găsit ceva fain, uite unde sunt eu, sus pe autostradă. Așa prin față, mergi pe acolo, uite Cristina. Cum ai ajuns pe autostradă, frate? Uite la mine pe ecran. Văd, dar acum ai ajuns acolo până în capăt, mergi până în capăt și o să vezi niște scări, la nivelul 8. Ia uite ce cap mic are ăsta. Bun, deci merg până în capăt și văd niște scări. Hai să vedem ce scări vedem. Văd că văd un trei scări, văd că vezi de aici cum să mergi, pe stânga. A, uite acolo. În stânga, mai aproape. A, în stânga aici? O, level 7. Level 9. Mi-a crescut capul, Cristina, crește încrederea. Level 10. Capul Felix este atâtica. Încă nu este foarte mare. Uite, Cristina, lângă tine. Ia, arată-le capul meu. Ei, ia, uitați. Uite-te. Zi dacă capul meu nu mai mare de acolo, Cristina. Uite, deja are formă. Felix, dar eu cred că capul tău de fapt este normal, dar tu ai tras la sală. Vezi? Stai puțin. Așa, să fac o poză. Ai tras la sală. Așa, am tras la sală. Ia uite ce citește Felix aici. Nivelul 11, frate. Stai puțin și imediat mi se vede și capul meu, numai că la mine nu știu de ce crește prima dată gușa. Cristina, dată eu am 316 IQ și tu ai 262, tu ești cu mult în urmă. Felix, nu spune așa ceva. Cum adică să fiu cu mult în urmă? Eu sunt cu puțin în urmă, nu sunt chiar așa de mult. Felix. Da, cocosc. Cristina. Cuse? Te bat acolo de te vezi. Cum poți să te lești de mine? Cum poți să te lești? Tu m-ai bătut? Da. Și ai și fugit? Nu, eu altul. Au, eu altcineva. Da. Nivelul 14, 10 și de-abia. Uite ce cap mare ăsta, cred că a citit o grămadă de cărți. Cristina, capul meu începe să fie normal! Serios? Da. Și la mine, uite, are același diametru ca și gâtul. Ia uite cum crește capul, vedeți? Bă, nu mă mai bate atât dacă nu ți-am făcut nimic! Păi nu sta acolo, că a fost Cristina. Aici sunt ăștia mari cititori. Bine, haide să plecăm. Uite, și eu pot să-l bat pe unul care are capul foarte mic. Da, mă ajută cu ceva că-l bat. Nu știu dacă te ajută cu ceva. Dacă dă o cocos Cristina după mine. Dar uite ce cap aia mea. Stai, uite cu ce. Am crezut că nu te prins. Uite ce cap am eu. Uite-te. Ah, ce bine arată Felix. Mă pun aici să-mi iau cartea ca să mai citesc puțin. Dar stai puțin, de fiecare dată după ce te resetezi, se dă cu capul mic, nu? Nu. De ce am gâtul ăsta așa de mare? Ți-ți crește gâtul. Știi de ce cred eu? Eu la caracterul meu am selectat gât și Felix n-a selectat la caracterul lui gât. De ce ai selectat gât? Ai direct mușchi. Capul direct pe mușchi la tine. Dar de ce ai selectat gât? Ca așa să fiu finuță. Gât-gâtuță?
Finuță, gâtuță, uite, am aici pe cineva. Ha, ha. Ce zice? Brain battle starting soon. Eu dau. Would you like to join the fight? Eu sunt the fight. La nivelul 16, la 12, când am putut să fie așa în urmă? Hai, Felix, dar tu ești maestru, l-a dat acolo click-uri. Vino să arăt aici capa mea. Aici este arena. Vezi? Ia uitați-l pe Felix. Dar Felix, de fapt și eu am cap. Trebuie să dai pe unul și te bate. De pe doi, de pe doi și bate pe toți. Mă fugi de la mare, bate pe aia mici. Aoleu, care este la mic? Aș vrea să bat unul mic, dar nu văd. Ăsta mare nu știu dacă pot să-l bat. Pe tine, Felix. Pe ăsta mare încerc să-l bat, dar... Ha-ha! Oh, dar m-a mișcat! Ce copșor are? Dar are capul... Nu contează, că dă cu AOE. Area of effect. Area of effect. Deci dă într-o arie mai mare. Ăla are 16.000 de... Ia uite, hai să-l batem aici pe Andrei. Bate pe Andrei, că poți. Stai, Andrei, stai, că vreau să te bat. Nu știu că ai luat din viață jumate. Andrei, stai, gata cu Andrei. Bye, bye. Scuze, dar erai mai mic decât mine, judea asta. La ce nivel sunt eu, oare? Nivelul... Uite, aici unul cu capul mic. Deci zici că dacă eu bat pe cineva... Stai puțin, de ce mi-arată aici second? Locul 2 la mine, ai văzut? Da, nu știu ce arată. Cineva m-a bătut. Deci ăsta cu cap mare și cu pălărie de Crăciun m-a bătut. Așa, eu l-am bătut pe ia mă pun eu să citesc aici niște cărți. Hai că eu la nivelul 17, tu ești la 13, Cristina. Cum ți-e așa eu în urmă? Eu sunt la nivel de gușă. Ești la nivel de gușă. Deci oricât aș citi, se pare că am gușă. Trebuie să mai crești. Mă, nenea. Inteligență. Nenea, nu vedeai că eu eram aici ocupat, citeam o carte, cum ai putut să vii lângă mine? Bă, da, jocul ăsta nu are un loc în care să mă apărădesc chestiile mai mult. Nu, cineva încearcă să dea în mine. Andrei vrea să se răzbune. Ești la nivelul 19, Cristina. S-a răzbunat Andrei. Se pare cu cât ești mai mare, cu atât îți dă mai multă inteligență, IQ. Înțeleg. Deci dacă citești niște cărți când ești mai mare, atunci are efectul mai profund. Eu am capul normal. Hai să facem poza. Eu am gușa normală. Vino să faci o poză mie. Zici că am dintre aia guler. Vii? Dar vino tu, unde ești? Unde că nu te văd. Hai că vin eu. Dar nu pot să fac poza aici. Degeaba vin aici. Păi da, unde ești? Aici, la librărie. Este librărie? Da. Unde? A, uite acolo. Se pare că Felix a descoperit o librărie. Puteți o librărie de asta. Hai, vino. Imediat vin. Hai să facem repede o poză. Cocorișilor, faceți-ne poză la librărie. Aici. Haide, vino. Pe partea asta unde e roz. Ia, fă o poză. Ia uite ce fain arăt. A, Felix, te dai mare tu. Ia uitați. Așa. Felix se dă mare cu cărțile lui. Așa. Ce căpșor am eu. Cineva vrea să se bată cu noi? Da, să-l bate pe ăsta. Gata, pe Robert. Mai una să mai dau. Robertos. L-ai bătut pe Robertos? Stai da. Roberto Carlos. Ha, nici măcar nu se aștepta. Se aștepta, mă, ce căpățânar ăla mare. Hai, Cristina, eu sunt al 5-lea cel mai tare de pe server, tu ești a 6-lea, că ești n-ai zis. A 6-a. A 6-lea. Ia uite ce spate mare am. Felix, ia uite-te. Am spate mare de savă. Cineva e în spatele meu? Ia să mai batem puțin pe Andrei. Văd că aici și chiar dacă sar, poți să-i bați. Hai să-l batem. Aoleu, cineva m-a bătut. Mi-a venit prin alte părți ca să crești și după aceea să-i bat pe toți, să-i fac mangă. A, bine, hai să vedem unde ne putem ascunde. Uite, mergem aici. Așa, sper să nu mă vadă nimeni. Dar stai, să-mi iau cartea. Așa. Așa. Ce spate și ce picioare am. 18. Level 18, tu ce level ești? Nu știu. Aoleu, mă uitam la Felix și am căzut. Aici sigur nu mă va vedea nimeni. Ia să vedem până unde putem să mergem. Nu știu la ce level sunt. Deci numai eu puteam să cad așa după autostrada asta. Aoleu, stai să vezi că nu mai am unde să mă duc, trebuie să mă întorc. Dar aici cu siguranță nu mă va bătea nimeni și am să pot să citesc cât mai multe cărți. Să văd acel level. Ia uite ce cap normal am și eu, doar că am gușă. Ai puțină gușă, ce am să faci? Am multă gușă. Vreau să citesc cărți până ce mi se umflă buzele aici. Eu sunt la level 22. Yes. Nu ies, că te duci acolo și nu câștigi nimic, nu poți nici măcar să crești acolo. Ce ies cu căpșorul la mic, ce faci? Păi poate, uite, lovesc pe ăsta din spate și măcar nu știe. Acum nu poți că t-ai scut. Înțelegi? Stai, oamenilor, nu mai aveți scut. Dați-vă scutul jos. Uite, la n-are scut. Păi, vezi să nu vii la și cap mare, știi? Are și cap mare. Uite așa, deci încerc să dau spre el. Nu știu sincer dacă îl atacă cumva. La nivelul 23. Mai bine fă-ți asta decât să faci la nivelul 19. Bine, deci mă duc aici într-un colț și citesc. Eu am venit aici, de fapt, în parc. Ce este aici? Este ceva aici interesant. Este un inel. Am găsit un inel fermecat. Lăsați-mă să iau inelul! Nu poți. Nu mă lasă! Ai, de mine și era de aur. 24. La nivelul 24. Tu cât primești IQ maxim?
Când primesc IQ maxim, da. Habar n-am, nici măcar nu m-am uitat. Eu primesc până văd că 10, dar cel mai mic mi-l dă 5. Înainte de a 3, deci e bine. 6 văd. 6 maxim? 10 maxim. 10. Se pare că e 10. Așa. Poți să-l bați. Uhuu! Level 8. Să-l bați sau să nu-l bat? Nu știu ce să zic. Cred că suntem prieteni. A dat în tine Andrei. A dat în mine Andrei? Da. Andrei credea că suntem prieteni. Frățioare, dar ce plover de lui Vuitton ai. Nu l-ai bătut înainte. Trebuia să-l bat. Trebuia, da, să-l, trebuia să-l bat. Bine, eu am să mă retrag dintre voi. Eu de-abia să-mi crească capul. Cristina, încep să fii normală, nu mai place de tine. Cum ai? În sfârșit mi se vă buzele. Așa. Ai impresia că, uite, mi-am făcut o nouă, nouă frizură. Părul meu mi-a intrat în mușchi. Vedeți? Putem să intrăm aici înăuntru. Sunt urmărită! Ești urmărită? Sunt urmărită! V-am să citesc aici în voie. Lăsați-mă să citesc cărțile! Lăsați-mă să le citesc! Stare! Auzi, dar putem să intrăm în librărie? Ce se întâmplă dacă intrăm în librărie? Am încercat așa, nu te las. Ai deja o carte, citește-o. Zice, termin-o, după ce termin, după aia intri. Nivelul 26. Deci, să mă uit așa puțin. Ia uite, sunt cărți acolo. Zici că e și o fântână arteziană ceva. Un IQ, o canapeliuță. Bă, nu mă bate! Nivelul 23. Nivel 23, tu pitești. Dar acum 26, faci 27 acuș. Credeți că am să-l ajung și eu pe Felix? Să fiu și la level... cât este Felix? Eu, e cam greu, pentru că eu, îți dai să m-am citit mult cartea asta. Vreau să bat! Vreau că ăsta a apărut nou și nivelul 27. Dar îmi place că e pe ideea de cărți. Știi? Adică placă-mă, Andrei. Gata. Vrea să vină aici lângă noi. Hai stăm aici și citim. Stăm aici și citim. Hai să ne facem un club al cititorilor. Da. Deci, uite, uite. Când vine cineva, wow! Pârlesc. Învățăm poezie aici. Ai, ce șmecher suntem. Ia, uitați-vă la noi. Pârlesc. Asta merită o poză. Ce cute! Ce dantură ai, Felix. Da, arăt foarte bine. Nume la dentistă. Nu mă îndulci și beau Colgate. Bei Colgate? Nu, Colgate conține zahăr, nu beau prostia. Dar na, fac nivelul 28 acuși. Azi arată câtă experiență ai. Paru și unul din așa. Să-l bat pe ăsta. Ce căsuță verde aici. Uite, ia bate-l pe ăsta dinăuntru. Trage una. Stai să văd dacă reușesc, dacă nu stă pe aici. Gata. Este! Nivelul 28, frate, stare tare tare. Pleacă, nu ne bate, nu ne bate, nu ne bate. N-are cum să ne bată Andrei ăsta. Ideea este că dacă tot țopăi, nu reușești, ba, știi? Da. Da? Azi ca să-l bat eu. Dă-te de acolo, că nu te bași pe tine. Nu bați pe mine, Felix. Andrei, bate. Ia uitați ce luptă se întâmplă acolo între Felix și Andrei și a câștigat Coco Felix. Vezi că vine la cu capul mare, Cristina, fugi de la cu capul mare. Eu vreau să mă sui pe chestia asta. Așa, bravo, bravo. Ia uite, și mai poți mai sar? Sau doar stau aici? Ce poză de Instagram, oameni buni! Poți să-l luat pe ăsta cu capul mare, ce nivel are, 49. Deci mi-am găsit cel mai bun loc de citit. Poză de Instagram, foarte fain. Poză de Insta! Uite cât are asta capul, deci piscina. Deci are un cap foarte mare. I s-a urcat la cap. Pe mine tocmai m-a lovit cineva. Ăla cu capul mare. I s-a urcat la cap, Cocos Cristina. Cum a putut să se urce la cap? Ce pișcoță suni. Nu. Nu mai vreau să mă mai duc acolo la bătălie. Nu mai vreau. Vreau să mai cresc în cap. Să mai crească și mie capul. Dar și eu vreau să-mi cresc capul așa, știi? Și eu vreau să fiu mai mare decât corpul. Credeți că reușim? Da. Oameni buni, nu mă loviți. Că vreau aici să citesc. Ce coco brăduț. Ia să văd dacă reușesc să mă urc pe el. Eu speram normal la cap. Și eu, ia uitați, și freza mi se vede bine. Da, nu, la nivelul... Mă mai bat, Andrei, te rog! Vine, vino sus. Uite că și dansează. Cum poți să dansezi? Nu știu. Du-te sus acolo, ce faci? Încerc să văd pe unde. Așa, prin față, prin față, prin față. Mergi, uite aici, da. Hai că eu sunt sus aici, lângă tunel. Ce cap mic are ăsta, ha-ha-ha. Hai că sunt aici, lângă tunel. Iarăși m-a bătut cineva. Păi, ce faci? Cristina, hai sus aici unde sunt eu. Dar nu știu unde ești tu, Felix. Sus, acolo, pe aia. Haideți să mergem aici pe autostradă. Unde ne găsim aici, ăsta este clubul cititorilor. Adică clubul Cocolix. Citesc aici din greu, tocmai clubul la... Clubul Cocolix! Noi avem tricouri, deci trebuie să ne facem aici un tricou pentru clubul Cocolix. Uitați-vă ce fain. Cocolix! Cititori, abia aștept să văd și Cocolix și da... pe Instagram, că să puneți inima. Poze pe Instagram. Haide, Cristina. Să umpleți Instagramele de Cocolix. Eu aici sunt Felix, dar nu te văd. Lângă clădirea albastră. Lângă clădirea albastră? Păi s-ar putea să mă fi dus în partea alaltă. Bă, Felix, deci autostrada asta e foarte mare. La tine în care parte arată săgețile? Mergi în față, mergi în față, mergi în față. Da, mergi în față. Adică înapoi. Da. Deci urmărim săgețile. Știam eu că acea clădire albastră este undeva în partea cealaltă. Dar și faci mușchi cu cărțile astea, Felix. Faci. Nu doar îți crește IQ-ul. Unde ți arată cât IQ ai? Apeși pe tab.
tab. Cât am? 1300. 1400. 1400. Hai că acum vin și tu ai 1300. Stai puțin, deci te-am întrecut? Ce? Te-am întrecut? L-am întrecut pe Felix la IQ. Nu e adevărat. Ba da. Unde la ești? Kill-uri nu l-am întrecut, ce drept. Felix, nu știu unde ești tu. Stai că vin și acolo sus, acolo. Sunt aici, lângă clădirea albastră. Stai, nu te mai duc, vin înapoi. Uite ce romantic, uite cu beculețele astea. Aici sunt, te aștept pe bancă. Stai că nu știu unde ești. Îți dau întâlnire pe bancă. N-ai GPS, că-s două clădiri albastre. Ba, nu, tu nu ești la întâlnire. Battle pe doi. Bă, eu numai cu Felix sunt la întâlnire, pleacă de aici. Așa. Stai puțin, care clădire e? Lângă una verde. Vreau să mă impresioneze cu aripile lui de gheață. Lângă una verde. Lângă clădirea asta micuță verde. Gata, am găsit, uite că vin. Unde ești? Că nu te văd. În spatele tău. Bă, stai că aici vor oamenii să ne atace. Pe pat pe ăștia. Aha, partea asta ești. Felix mă apără. Ce drăguț. Stai că vrei și eu. Dar nu stau pe loc. Nu stau pe loc, bine. Fugi de acolo, că stai lângă el și nu... Aoleu, mi-a căzut freza. Deci, Cristina, nu puteam să-l bat, că dădeam și în tine. Voi ați văzut cum mi-a sărit peruca? Da, dacă se dea la o parte, stai puteam să-l bat. Să-mi crească părul la loc. Așa, no. Uite, sunt în safe zone, vin aici. Unde-i safe zone-ul? Uite aici unde sunt eu, pe iarbă. Păi și eu sunt pe iarbă. A, uite acolo. Deci ăla este safe zone? Da, scrie când intri. N-a scris nimic. Stai să-l batem pe sânducul ăsta. Sânducule, te-am bătut. Te-am bătut de ți-a picat freza. La level 31, când am ajuns, la 32, nu știu. Safe zone. Acum sunt safe zone. Aici nu mai face nimeni, nu poate să ne mai facă nimic. Ia uite și ba, se pare că ne face. Unde era safe zone-ul ăsta? Păi gândeam eu că nu-i safe zone. A, uite aici unde sunt eu, lângă broască. Eee, în foișorul ăsta? Da. Este, el e profesorul Frog. Nu a fost întotdeauna un broscoi, obișnuia să fie un om. Și da. O prăjitoare l-a transformat. Vine aici unde sunt eu. Nenea, lasă-mă pace. În spate, că iar vorbește. Uite aici unde sunt eu. Deci se pare că nu mai e safe zone. Ce tot? Bă, jocul ăsta nu are safe zone. Sânducule, nu ne mai bate, frate. Cristina, nu are safe zone. Păi așa se pare că... Nu are safe Doar zone. Doar dacă intri în club. Cristina, am capul mare, mă simt mai bine. Serios? Da. Fai să vedem, deci de câte ori... Dar și mie mi se pare că am capul mai mare. Dar unde ești? Dar volumul meu la păr este uriaș. Ia uite la mine. Ia uite-te. Am volum foarte mare la păr, voi vedeți? Da. Bă, eu aici e bătaie, dar nu este Level 33! Uhu, frate! Mi-a dat o misiune să găsesc că casca lui profesor este lângă o clădire roșie. De aia clădirea roșie. Hai să mergem. Asta cred că e singura clădire roșie pe care o văd eu. Mă zburați, zic merge de fotbal. Deci trebuie să găsești șapca lui, poate îți dă ceva. Deci găsim o șapcă? Bă, nu-i că nu. Uite sus arată acolo așa. Cum trebuie să arate, vezi? Asta, bine. Da. O șapcuță dintre asta de vrăjitor. Să vedem dacă o găsim. Gata, că vă bat. Să-l bat pe ăsta, pe Andrei ăsta. Că e un netot. Andrei, nu ne mai bate aici, te rugăm. Ce să-l bat, că l-am bătut, i-am tras una. Și m-am venit, eu zburat toate. Eu? Uite clădirea și mai mică roșie în partea aia. Serios? Da. Am găsit pălăria. Unde? Am văzut-o, este în spatele ei. Ah. Hai să o luăm, este aici, luminează. Ia uite, luminează ca o cocosteluță. Hai să o luăm. A luat-o și tu? Să return to the professor. Haide să ne întoarcem la domnul profesor Broscoi. Să îi dăm pălăria. Hai că dau. Între timp dăm... Ce-mi dă pe ea? Nenea? Mulțumesc că m-ai ajutat. Uite, acum moare pe cap. Ce fain. O zis că să mai revenim la el ca să ne dea și alte task-uri. Eu zic să revenim data viitoare, Felix, nu? Da, data viitoare revenim, să văd ce mai vrea profesorul ăsta. Și o să ne facem capul mare ca ăsta. Am capul mare și eu. Ia să vedem. Unde ești? Uite aici. Zic că nu l-am. Ce șmecher ești, mă simt mai bine cu capul mare, dar parcă nu l-am destul de mare. Data viitoare o să avem capul și mai mare, dacă mai vreți. Până atunci rupeți butonul de Cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Pa!